Deși zăpada s-a așternut considerabil în toată țara, copiii românilor nu vor avea timp să se bucure de ea din plin. Asta pentru că vacanța de iarnă s-a încheiat, iar elevii intră în focul examinărilor de sfârșit de semestru. Prima jumătate a anului școlar se va încheia la data de 30 ianuarie, iar până atunci situația fiecărui școlar în parte trebuie încheiată. Lucrurile nu merg însă conform calendarului pentru unele școli din județul Suceava, care nu și-au putut deschide porțile din cauza viscolului năprasnic. E vorba de școala Baineț din comuna Mușenița, unde este viscol puternic și unde școala este închisă astăzi. Nu s-a putut interveni nici cu utilajele de dezăpezire pentru că viscolul este puternic. Deocamdată pentru ziua de azi și se hotărăște de la zi la zi dacă se continuă suspendarea cursurilor. Școala din Mușenița găzduiește și școala primară Vășcăuți, așadar un număr de 134 de elevi și preșcolari au beneficiat de vacanță prelungită. Copiii vor rămâne acasă până la îmbunătățirea condițiilor meteo, suspendarea cursurilor urmând a fi discutată de la zi la zi. Mai mult, chiar este posibilă închiderea altor unități de învățământ dacă situația vremii va rămâne aceeași. În cazul condițiilor meteorologice nefavorabile și a existenței unor drumuri impracticabile până la școală, unitățile școlare pot decide în Consiliul de Administrație închiderea școlii pentru o perioadă până la reglementarea condițiilor de acces către unitatea de învățământ și recuperarea orelor se va realiza printr-un program separat. Elevii au revenit la cursuri luni după vacanța de iarnă, conform structurii anului școlar 2014-2015. Anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare și 34 de zile de vacanță. Excepție fac clasele terminale din învățământul liceal, pentru care anul școlar cuprinde 4 săptămâni dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat. Nici ei și nici colegii de clasa 11-a nu vor scăpa în acest an de simulări naționale ale examenelor de bacalaureat, dar și de evaluare națională. Simulările examenelor naționale s-au desfășurat și anul școlar trecut, în aceleași condiții, adică cu subiecte unice la nivel național, elaborate la nivelul Ministerului Educației și transmise în dimineața probei prin canalele specifice de comunicare în fiecare școală. Așadar, lunile februarie și martie vor fi importante pentru elevii de clasa 8-a, respectiv pentru elevii claselor a 11-a și a 12-a. Ministerul Educației a stabilit ca simulările examenelor naționale din anul școlar 2014-2015 să se desfășoare în zilele de 23, 24 și 25 februarie pentru evaluarea națională și între 2 și 6 martie pentru elevii claselor a 11-a și a 12-a. Conform aceluiași proiect de calendar, săptămâna 6-10 aprilie din semestrul al doilea va fi dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare în cadrul programului Școala Altfel, să știi mai multe, să fii mai bun.